Vă salut, dragi vereșani, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod din seria voastră preferată de lumea vereșanului. Dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-ai apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri, ei bine, vereșanilor, vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru tot feedback-ul pe care mi l-ați acordat. La episodul anterior apreciez foarte, foarte mult susținerea voastră, vereșanilor. De la episodul trecut pot spune că am făcut destul de multe chestii off-camera. Deja încet, încet, iată că am avansat și eu, adică era și cazul, bineînțeles, vereșanilor. Încă o dată vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru susținerea pe care mi-ați acordat-o la episodul anterior și în general la seria aceasta, apreciez foarte, foarte mult. O să cer să postez cât mai multe episoade. Între timp o să se lucreze și la serverul de survival, bineînțeles, pe care o să deschidem special pentru survival cu vereșanii. Evident, o să fie cu idri și chestii de genul, dar mai multe o să discutăm într-un info video pe care o să-l fac, bineînțeles, săptămâna asta sau săptămâna cealaltă, vedem. Cred că pe duminica, pentru duminica ce vine, bineînțeles. Eu când filmez episodul este duminică seara, bineînțeles, după live-ul pe care ați fost deja, bineînțeles, sau pe care l-ați văzut. Cei care nu ați reușit să fiți și am găsit, pot să vă spun de pe acum, destul de multe diamante. Deci acolo, frate, în zona aia sunt atâta diamante, o să vedeți voi. Am mai făcut și terenul ăsta plat, să zicem așa, pentru a face casa. Nu o să mă stabilesc într-un fel aici, dar, bineînțeles, aș vrea să fac măcar o casă, așa că de început, având în vedere că aici am chestiile de bază. Și poate vă întrebați ce sunt cu chestiile astea, by the way, armura incentată data trecută. Avem aici. Ei bine, am găsit un templu sau o piramidă, nu știu exact cum se numesc, în partea, zona aia deșertului, dacă bine mi-aduc aminte. Și frate, era iarăși să mor exact ca și data trecută, că, bine, mi-am adus aminte așa că de final, pentru că era să pic pe acel pressure play pe care l-am și acum și automat bubuiau TNT-urile. Că Twister nu, ce să faci, asta e. Dar am avut noroc că la fix am scăpat, să zicem așa, și e bine că n-am murit pentru că pierdeam level-ul și tot. Am și level 33, frate, o să ne și înceantăm. O să facem foarte, foarte multe chestii în acest episod. Dar mai întâi, vereșanilor, cred că vreau să mă apuc să fac... locul pentru încet. Am primit și o chestie asta cu Sharpness 3, bă, băiatule, adică wow, chiar wow. Sper să filmeze obiectul, bineînțeles. Hai să luăm foarte, foarte mult lemn de aici, pentru că o să avem nevoie. Nici nu știu dacă o să ne ajungă așa, că o să mă duc să mai fac rost de niște lemn, bineînțeles, din zona asta. Rășanilor, să spuneți acolo în comentarii dacă vă place cu shader cum se vede. Pentru că în caz de nu vă place, o să-l scot. Pentru că am văzut că, de exemplu, se vede bine, cel puțin mie mi se vede bine pe un monitor de 60 de Hz. Am văzut că și pe telefon se vede bine. Dar, bineînțeles, cred că pe monitoarele de 144 se vede puțin pixela, să zicem așa. Dar sper să nu greșesc acum, da. Bun, hai să vedem, prelucrăm lemnul ăsta. Aici cred că o să ne ajungă lemnul, nu e problemă. Mamă, că se vede frumos și drept, vereșanilor, dar poate se vede puțin pixelat și nu prea aș vrea să se vadă pixelat. Bun, hai să punem aici așa, 21, 21. Și să punem cărțile, bineînțeles, super tare. Avem 18 bookshelf-uri, super tare. Hai să luăm și enchantment table, dacă nu mă înșel, este fix aici. Am foarte multe chestii în acest chest, adică, na. Și eventual aș mai putea eu să fac o chestie, să avem cât mai multe bookshelf-uri și cărți eventual, bineînțeles, de ce nu? Uite aici așa, punem și astea 5, super tare, încă 5, încă 6 cărți, super tare. Și atunci dacă... Ok, așa. Avem 3. Stai puțin. Ok. Stai puțin, aici punem una. Aici punem una. Aici punem una. Nu știu, abar n-am ce fac pe aici, dar e ok. Ok, super tare, avem 20 de bookshelf-uri, vereșanilor, super, super tare. Acum, cărți enchantate nu prea am nevoie, să facem aici cât mai mare. Locul de enchant, bineînțeles, nu știu exact unde să fie, dar vreau să fie natură, să zicem așa. Să vă distrugem puțin de aici pe chestia asta, iarba asta, sau siduri, să facem rost de siduri. Da, iarba, putem să o numim iarba, bineînțeles. Sper să fie activat microfonul, pentru că ar fi destul de nasol să nu fie, uite că este activat, adică era imposibil. Deja 4 minute de când filmăm. Bun, deci, să facem aici? Da, hai să facem aici. Pac, 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 pac. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, nu? 1, 2, 3, 4, 5, pardon. Ok. Mamă, sper să-mi ajungă. Dacă nu, trebuie să mai facem rost, pentru că vreau să fac să fie cât mai ok. Hai să ne urcăm aici. 4, mamă, deja cred că nu ne mai ajunge. Gata, s-a dus. Mai avem nevoie încă. Dar mare parte cam așa, sfera. Te mai trebuie unul aici, după care sus. Vreau să fie cât mai frumos, bineînțeles, și chestii de gen. Punem aici rapid enchantment table-ul. Deci nu mai avem nimic mare parte. Nu mai trebuie să mergem în căutare, dar asta e, probabil o să mai stau camera. Am văzut că sunt câteva văcuți acolo sus, așa că aș merge puțin după ele. Văd și ceva oi. Sper să nu fie foarte tare melodia de pe fundal, să nu pic pe aici.
Am văzut că erau prin partea asta, acum sper să nu se fi dus, mutat. Uite, văd, uite-le-ai. Și nu uitați să apăsați și butonul de like, bereșanilor, dacă doriți să continuăm această serie. Pe parcursul acestei săptămâni o să vină o mică inactivitate pe canal, bineînțeles, pentru că am foarte multe teste. Deci în fiecare zi am câte 2-3 teste și e super nasol, dar din păcate n-am ce face, nu eu decid când dau test sau chestii, doar când decide profesorul, să zicem așa, așa că n-am ce să fac, bereșanilor. Dar erau mai multe văcuțe, frate, aici văd doar una. Văcuțelor, unde v-ați dus, frumoaselor? Frumoasele lui tata. Eu nu le văd momentan, fratele meu. Acolo cred că văd două, aici ceva. Erau prin zona asta, știu că mă dusesem și le-am văzut. Acum doar una. Vine și seara, văd. Doar o văcuță am găsit și... O carte, eu am nevoie de o carte de trei cărți să mai pun acolo, să termine ce am în table-ul, știi? Bă, fratele meu, dar văcuțele, unde s-au dus văcuțele lui tata? Acum oare sunt gluma la o parte, unde s-au dus oare? Oare nu? Uite satul la care am fost, cred. Cred. Da, cred că am fost, sper. Sper să fi fost. Să nu mai am treabă cu el. Uite că vine și seara, vin și mobi în curând. Ok, floricele, mamă, cum se vede lor. Da, mă, nu le văd efectiv, deci nu le văd. Acum că e seara, ar trebui să le văd mult mai bine. Am o torță? Nu am o torță, am înțeles. Apropo, și-am distrus și, și portalul către Nether. Pentru că nu era ok acolo, sincer, adică n-aveam nevoie deloc. Uite, porci. Hai să mai mergem prin partea asta să vedem. Sper să nu dau de zombale și chestii. Bun, abia așa să fac roșii de elitră și de... Oh, uite-le, da, uite-s. Știu eu că sunt aici ceva. Trebuia să fie, adică... Na, le-am văzut, dacă le-am văzut că în timp ce exploram, adică... Hei! Oh, mamă, nu pot să nivelez, lol! Uite, îmi dă scam. What the fuck? Deci nu puteam să nivelez. Ce tare. Ok, mamă, cred că prima dată când explorez pe seară. Uite acolo. Mamă, și uite cum stă, frate, scheletele fix lângă. Incredibil. Oricum, mai am nevoie neapărat de... Mamă, ce frumos se vede, ce frumos lumina se vede acolo. Acolo, cred că e lavă, stai că nu-i terenul meu, am înțeles. Acolo e terenul meu. Super tare, măcar am găsit, hai că mi-a scăzut și hunger-ul, bineînțeles, nu-i nimic. Va trebui să-mi pui neapărat mâncare la prăjivele și anilor. Să mergem rapid să luăm și diamantele, pentru că, na, v-am spus, le-am lăsat pentru acest episod să le iau. Bă, frate, deci am jucat 2 ore în continuu, bă, băiatule, deci 2 ore în continuu, vă și scheletele o să... Aolo, trăițar. Aolo. Mamă, trăițar, ăsta ce caut aici? Hai după mine, barosane. Hai după mine să bubui în zona asta. Da, deci până acum n-a bubuit. Nu, aulu. Zombie. Mai dai XP, bineînțeles. Ok. Mai dai un XP, mai una alta, să facem. Uite, am făcut level 34, pardon, deci sper să-mi dea ceva bun, legeant. Hai să mă culc rapid pentru că aparent. Uitați-vă și voi ce e aici, adică să fim serioși. O să încerc să postez tu la 2 zile cât un episod de lumea vereșadului, să fac cât mai multe chestii interesante. Ok, sper să nu vină către mine, adică eu sunt un pașnic de felul meu. Acum sperăm că și ei o să fie pașnici în timp ce fac aici. Ok, deci practic încă 5 cărți am făcut. Nice! Ok, mersi mă de XP, de tot ce trebuie aici. Deci mamă, am primit și foarte multe chestii. Deci uite, 2 saddle-uri, emeralde. Nu știu că emeralde, aș putea să mă duc iarăși în satul ăla să vedem ce facem. O să facem multe, multe chestii interesante. Dar bun, mai avem nevoie eventual de niște lemn. Aolo. Uite, așa facem. Și facem așa și rămân 2 cărți. Aia pe care le înceantăm, bineînțeles. A, doar un... am înțeles, da. Rămân două cărți, da. Asta e, vereșanilor, facem așa. Momentan ar fi trebuit să adaug încă una și una în sus și aia încă 3, practic. Dar momentan eu zic că e ok. Hai să vedem ce o să îmi dea să mergem să luăm diamant. De fapt, poate mi-ar da fortune. Mi-aș face neapărat un nou târnăcop de diamant, că poate îmi dă fortune. Și o să fac rost de foarte multe diamante, dar nu prea cred, sincer. Telefonul fix tot sună acolo, am înțeles. Ok. Sper să nu fie foarte tare melodia de pe fundal. Hai să vedem. Să pun între timp și mâncare la prăjit, bineînțeles, pentru că și cartofi și tot ce am aici. Pentru că deja, uite, avem și gold, apropo. Am găsit și gold, punem aici rapid. Acum mai am nevoie de coal. Uite, frate, chiar avem mâncare, nu glumă. Adică stăm foarte bine. Punem coal aici. Și am și foarte mult coal. Am de toate, fratele meu, nu glumă. Bun, hai să pun chestiile de care n-am nevoie. Uite, astea. Momentan aici, să vedem ce mai pot pune. Nu mai pot pune nimic. Bun, deci atunci o să iau neapărat lapis. Am mai găsit și lapis mai jos acolo, dacă bine mi-aduc aminte. Și să mergem să vedem ce mi-ar da pe târnăcop. Și să și văd încă totodată.
Bun, am găsit și un ghiepăr, deci chestiile pe care le-ați văzut în mare parte din inventar, le-am găsit chestiile mai dubioase pe care nu le-ați văzut data viitoare trecută, le-am găsit, să zicem așa, un Breaking 3, doar în Breaking 3 mi-a dat și cu Efficiency 2. Am înțeles. Nu mă așteptam la ceva mai mult, dar e ok. Hai să mergem atunci să... Atunci aș putea să fac un evil, dacă nu mă înșel. Am aici niște... niște iron din câte observ. Ia să vedem. Deci, 1, 2, 3. Și restul mai am nevoie. Să fac un evil atunci, știți? Nu, dar îmi trebuie. Uite, așa e să făcea evil, oare? Da, așa se făcea, într-adevăr. Ok, avem un Evil. Evil-ul să-l punem fix aici. Bineînțeles, și atunci o să-mi enchantez eu pixul ăsta cu ăsta. Mamă, mi-a luat ceva, nu glumă. Avem Efficiency 2 și în Breaking 3, dar nu mai am voie să folosesc levelul pentru că după nu mai pot să-mi enchantez armura, știi, de asta zic. Oricum, o să le facem pe rând enchanturile. Bun, hai să vedem unde am săpat de atunci, să vedem unde e mina aia pe care am făcut eu, pentru că eu sunt... Oh, uite. Trebuie să pun aici ceva rapid ca să găsesc mai repede mina. Bun, n-avem o torță din păcate. Nu mi-am făcut că-s prost, dar ai. Bun, hai să mergem rapid. Acolo văd o torță că este sau nu știu, lavă, ce-o fi, nu mai știu exact. Dar frate, nici nu pot să-mi închipui că am găsit atât de multe diamante. M-aș aștepta la un fortune, sincer, dar ai. În Breaking 3, totuși, în Breaking 3, un Efficiency, nu știu, era frumos, sincer. Sau poate Seal Touch, ia măcar diamantele așa, nu știu, uite-le-ai. Mamă, ce frumoase stau diamantele aici, nice. 4 diamante, nu? Sau câte am găsit? Câte am găsit, fratele? Stai puțin, că e ceva dubios. Nouă? Dar... What? Stai puțin, că... Stai așa, că nu e așa, că deja devine... Uite și aici, alte diamante. 11, nu știu, dubios. Aici am găsit 4, aparent, uite și Aaron. Suntem la stratul cât? Stratul 3, wow! Din partea asta, oare? Nu știu, hai să mergem în partea asta, că nu mai știu exact unde. Dar vedem acum, se vede puțin întunecat, dar n-am ce să fac, sincer, veleșanilor. De asta mare parte bine să folosești shader. Aici diamant. Stai puțin. Mai în față, cred. Da, uite, astăzi, cred. Da, astăzi, mamă, diamante, nice. Oh, nice, aici, mamă. Deci am găsit la diamante, fratele meu, cu carul. Și astea ar fi? Cred că da, nice. 23 de diamante, fratele meu. Asta e iron, nu? Cred. Da, ui, gold, pardon, nu iron, nice, să-l iau. Gold. Acum e foarte, foarte întuneric aici, din păcate, și na. De asta e super nasol, că n-am torțe la mine, dar torna copii e ok, zic, pentru moment, adică hai să ne cum sparge. Destul de decent, adică poate mai facem roz de un ternăcop și acum dacă nu o să mai facem de level, roz de level, mamă, cum se vede lor. De la shader se vede așa. Bun, am luat și diamantele vereșanilor, am găsit 22 de diamante, pentru că unul aveam în inventar, dacă nu mă înșel, așa știu eu, acum nu știu. Bun, deci avem încă 23 de diamante, nu știu dacă apuc să mă fac full diamond, bineînțeles. Vom vedea. Oricum, de enchantat nu cred că mă enchantez astăzi, nu mă enchantez armura, pentru că nu aș vrea să mă grăbesc, bineînțeles. Sunt de niște enchanturi proaste, cred că o să mă enchantez niște cărți, să vedem ce ar putea să-mi dea pe cărți. Bineînțeles, că dacă am folosit enchantul să fac acest pickaxe, care e efficiency 2, e un breaking 3, e bine, dar nu prea, am sincer. Adică mă așteptam la ceva mai frumos. Hai să vedem dacă filmează OBS-ul. Bineînțeles că filmează de 13 minute. Filmăm super, super tare. No, bun. Acum aș vrea să-mi încetez câteva cărți. Poate îmi pun și un șarne strip pe sabie, deși nu știu dacă s-ar merita. Oare unde am pus cărțile? Le-am în inventar. De aici o carte doar cu șarne strip. Aici două cărți. Doar două cărți am, din păcate. No, bun. Hai să vedem. Și lapis. Fire protection, șarne sunt 9. Mamă, nu prea am dă chestii bune. Oare dacă, măcar să mă fac full diamond, să vedem așa ca optativ ce ar putea să-mi dea, bineînțeles. Chest plate, pantalon, sper să-mi ajungă. 8, cred că mi-ajung, sau? Cred că nu mi-ajung, nu, cască nu mi-ajunge, am înțeles. Măcar armura asta o să punem ca și amintire, deci na, hai să dăm jos. De fapt, casca o să o las, dar rest, astea să le punem aici. Așa frumos și ne punem armura nouă, avem aici armura nouă. Hai să vedem ce mi-ar da pe chest plate, chiar sunt curios. Fire protection și un breaking 1, mamă, blast protection și un breaking 1, da. Nu se cam merită momentan, trebuie să am level neapărat mare, bineînțeles, dar asta este. Dar totuși m-aș gândi, de fapt nu știu ce să zic. Să fac o sabie măcar, dacă mai am 4 diamante, să fac o sabie de diamond. N-am bețe, am înțeles. Hai să mai luăm de aici niște bețe, dacă nu luăm lemn de aici. Uite, am văzut acolo sus bețe, uite așa, și punem lemnul înapoi. Sunt puțin cam obosit pentru că filmez după live-ul pe care l-ați văzut deja.
Facem rapid și o sabie de diamond. Eu am deja un sharpness 1, dar aș vrea gen măcar să fac sharpness 3. Adică de ce nu? Uite, sharpness 3 avem, fratele meu, ești nebun. Tole, măcar uite că n-am, că m-am avut sabie full de diamond, nice. Ne punem și armura de diamond pe noi, bineînțeles. Mai am două diamante cu două, dar nu știu ce să fac, o să le țin. Acum nu știu dacă se prin zona asta, clar nu mai am cum să găsesc. O să cer să mai caut, nu știu, prin zona aia. Deci trebuie să mă duc să explorez. Dar nu știu dacă astăzi, bineînțeles, ne apucăm de casă. Ne mai spune chestiile de care nu avem nevoie. Uite pe topor, dacă tot am level 21, să vedem pe acolo pe topor ce ar putea să-mi dea. Tot pot și să fac și portalul. Nu mai am lapis? What? De lapisul lor. Aici e lapisul, mai zic. Nu prea am dat chestii interesate din păcate. Uite, pe topor ce mi-ar da Fortune 2. Uite că îmi dă Fortune 2, frate, pe what the fuck. Și îmi breaking 3 pe lopată și uite, frate, ce îmi dă pe lopată lor, ce enchanturi. What the fuck, ok. Asta e dubios. Ia să ne acum dacă am pune armura. Ce mi-ar da? Project Protection, Protection 1. Project Protection, nu știu. Nu înceantez, că știu că îmi dă ceva ce nu trebuie și de asta zic. Aici, Gaunt Powder. Bun, hai să le punem și chestiile astea inutile. Aș vrea să mă duc puțin și în sas să vedem. Bun. Măcar ne-am înceantat, adică uitați-vă și voi. Avem, uite, Fortune 2. Ia să ne cât de OP poate să fie acest Fortune 2. Pentru că nu prea am avut de a face cu Fortune. Mai sincer, nu e foarte OP, adică, na. Din păcate, dar aia, din păcate, cât să vă, Oricum să iau lemn pentru că am nevoie pentru casa, adică na. Din zona asta o să încerc să iau lemn, bineînțeles. Se putea și mai bine, sincer, dar nu iau foarte pe acest topor, adică se mă aștepta la ceva mai bun. Asta e într-un fel riscul, că trebuie să ai, sau ai nevoie neapărat de level foarte, foarte mare sau de XP foarte, foarte mare. Bun, hai să vedem. Da, bun, hai să vedem și ne ducem. Cât avem acum? Avem 23. Puțin acolo, puțin câte puțin. Oricum, poate nici nu e terminată, să zicem așa, avem și gap-ul. O să intrăm și în Nether cât de curând, nu știu dacă astăzi, vedem data viitoare. Deci de acum practic începe nebunia vereșanilor. Dar uite căul cum stă acolo. Deci practic de acum începe nebunia. Să punem aici mâncarea. Și mare parte cred că ne putem apuca de casă. Acum să vedem ce resurse avem. Nu prea avem resurse, sincer, adică nu prea cu ce aș putea să fac casa. Am avut de aici câteva chestii pe care o să le iau. Cobblestone momentan am nevoie. Uite asta. Bun. Și asta eventual. Bun. Hai să vedem cum să fie casa, bineînțeles. Cum să fie casa vereșanului. Astăzi doar o să începem și poate o să termin off-camera sau poate în episodul următor. Să zicem că începem de aici. 1, 2, 3, 4, 5. Tălpii de susținere, bineînțeles, să fie. Nu vreau să fie foarte, foarte mare. Ok. Un 5. Sper să fie pe aceeași linie. Și să fie echilibrați, bineînțeles. După care aș vrea puțin să fie cam atâta de mare. Să zicem până aici. 1, 2, 3, 5. Okay. După care cam pe aici. Uite pe aici. Cred, nu? Nu. Aici, cred. Da. Nu e foarte OP acest târnăcob, topor, pardon, iarăși m-am încurcat, am înțeles. Dar bun, acum să venim așa, să unim cât de cât, după care o să mai facem o mică parte. Acum nu prea sunt eu talentat la design, să zicem așa, adică să nu mă critic asta, okay? Zic, pentru că eu nu prea am o experiență foarte mare, foarte, foarte, foarte mare în design, să zicem așa, deci de asta zic. Mai am cât de învățat, la început, eu m-am axat mai mult pe PvP în ultimul timp. Opa, deci ceva nu-i bine. Atunci dacă nu-i bine, am fost atent. Facem de următoarea chestie. Uite așa. Stai puțin. Până mai ăsta, mai așa. E pe o linie, nu? E pe o linie, frate. Da. Mai punem așa. Ok, aia, facem, să nu facem nici așa de mare. Mamă, dacă se vede noaptea lor. Trebuie neapărat o torță, vereșanilor. Deci trebuie neapărat o torță. Să lucrăm și pe noapte, adică na, momentan nu vin. De fapt, într-un fel e bine să lucrăm și noaptea, că na, mai vin specimene și înțelegeți voi. Ok, să vedem. Aici o să mă descurc puțin cam greu, pentru că uitați-vă și voi, nu pot să pun blocuri. Mai pun anapă, da, pentru că, mamă, deci de când n-am mai construit, sincer vă spun, toporul e ok. Uite-te, frate, când vreau să zic târnăcop, zic topor, și când vreau să zic topor, zic târnăcop. Iar am zis târnăcop, e ok, zic eu, adică na. Bun, hai să vedem. Iarăși nu-i bine aici, frate, dar ce, cum să fiu așa idiot, bă, băiatule? LOL.
Dar cum să fiu așa idiotul? Mamă, mă jur. Dacă deci trebuia mutată și chestia asta. Ok, hai să zicem că acum e ok. Deci dacă nici acum nu e ok și nu sunt echilibrate, eu îmi dau kill la viață. Bun, hai să vedem vereșanilor. Punem aici așa, puțin. Să vedem puțin cum ar arăta cât de cât. Momentan doar lemn de genul avem, adică altceva nu, mai, ceva mai bun nu prea avem. Dar să vedem așa în mare parte scheletul cum o să fie, știi? La acoperiș clar o să-l fac, deci acoperișul o să fie clar off camera făcut, pentru că nu stau să fac în episod. După să vedem unde o să fie și intrarea, așa cum iară să nu fie bine ceva. Dar bun, cam asta o să fie începutul, o să avem nevoie de nisip. Să vedem cu slabele astea cum facem, mai ce la intrare ceva. Să vedem care ar fi intrarea, așa după mine, cred că două. După astea două, așa merg. Să zicem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfect, ați văzut vărășa, nici că știe Twisterul să aproximeze. Cât de cât. Ok. Ca și un regat, bineînțeles. Uite așa frumos, nice. Bun, asta să fie intrarea. Bineînțeles, o să vină și ușa. Aici o să vină poate ceva sticlă, vedem. Dar poate putem pune ceva în genul ăsta mare, mare. Sau uite că mă lasă. Super tare. Mamă, ce frumos arată. Nice. Și asta e, gen, chestia asta ce vedeți voi e improvizat aici. Adică totul nu e făcut, să zicem așa, că de pe net. Sau chestii, eu sunt sincer cu voi și nu vreau să copiez ceva de pe net. Ceva care să fie de pe net. Adică nu are rost, sincer. Bun. Hai să vedem cum o să fie eventual aici. O să avem nevoie de alt lemn, aș avea eu nevoie, uite creeper-ul ăla cum stă acolo. Nu prea am resurse și asta e chestia, asta e super nasol. Mamă ce a bubuit trăițar. Deja mi-a făcut armura rip. Mi-a cam potolit armura. Rămâne să vedem, e nasol că nu mi-a dat pe topor ceva mai bun, asta e. Dar nu mai am acum, nu mai am cum să-l fac, asta e chestia. Totuși am pe sabie un șarp nestre, adică fratele meu, nice. Hai să mai luăm niște lemn rapid să vedem. Eu zic că pe începutul e ok pentru un tip care nu prea se ocupă cu survival sau chestii. Eu zic că e ok. Poate nu o să vă placă, poate. Da, habar n-am. Dar eu zic că pentru un început e super, super ok. Și practic de acum începe nebunia. O să încerc să postez cât mai multe episoade de lumea Vereșanului, bineînțeles, să fie totul ok. Nu, bun, hai să vedem. Cât avem? 26. Să mai luăm eventual de aici. Mă lua să las acolo momentan. Deși nu e cam bine, dar asta este. Mister Bandit. Bun, hai să vedem, mamă, cum bate soarele. Deci îmi bate soarele în față, frate. Așa bate parcă aș fi în viața reală, mă jur. Da, bun, hai să vedem cât am. 34 de bucăți. Eu zic că momentan ajunge. Putem să mergem, mamă, ce a făcut aici creeper-ul. Uite ce frumoasă e căsuța Vereșanului. Da, bun, dar asta nu o să fie continuarea, pentru că eu mai vreau să fac aici o parte. Am uitat să vă spun. Uite ceva în genul ăsta. Aș vrea. Ceva în genul ăsta. Nu, aici să fie neapărat stâlp. Stâlp de susținere. Deci 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Aici are să vină așa. Dar puțin că aici o să avem probleme puțin cu chestia asta. Nu, aici are stâlp de susținere, bine. Sau aici, aici, aici. Să nu fie chiar atât de mare. 4, 5, ok. Și după care să venim așa. Stai că n-am pus acolo. Să venim, uite, ceva de genul. E o casă frumoasă. Nu mai au lemn, what the fuck. Să facem rost aici de lemn. Ok. Să punem și aici bucățile astea. Bun, trebuie să mai punem încă, pentru că momentan da, e bine, e bine. Ok, asta e, sper. Da, e bine. Bun. 3, 4, 5. Ok, vereșanilor, sper să nu fie foarte mai mult decât trebuia. Bun, sus iarăși o să punem cum v-am spus, Stone Bricks. Văd că trebuie să și mănânc aparent, am înțeles. Nu știam de ce faci așa. Ok, să vedem. Vedem până unde trebuie să mergem. Ah, ok. Deci ne blocă, ne atenționează într-un fel. Mamă, da. Trebuie copii ok, dar totuși nu e ceea ce căutam eu, sincer. Adică mă așteptam la ceva mai bun. Ok, ia să vedem. Ne-am apucat de casă, frumos, ne-am și enchantat. Am încercat, am avut o tentativă de a enchanta, dar nu a ieșit foarte, foarte. Sunt curios acoperișul cum o să fie. O singură casă cred că o să fac, pentru că m-a spus, nu vreau să mă lungesc foarte, foarte mult. O să fac și o bază Nether, poate vedem. Nebun.
Și toate resursele, bineînțeles, sunt adunate de către mine. Hai să vedem cum a ieșit versanilor. Eu zic că a ieșit foarte frumoasă căsuța până în momentul de față. Na, cel puțin mie îmi place mult cum arată. Foarte frumoasă, foarte frumos cum s-a unit totul. O să mai facem aici intrări, chestii, bun. Cam așa o să arate scheletul, cam așa o să arate căsuța, acoperișul, tot, tot, tot. Acum v-am spus să fie destul de greu la acoperiș, o să stau cei drept destul de mult, dar asta e bun. Aici, cred că mă duc să fac să vedem de câte minute filmăm, bineînțeles. Deja de 25 de minute, acum mai țin episodul. Să vedem puțin ce aș mai putea să fac. Mai ajunge momentan cu aceste... Momentan la casă, cred că nu mai am ce să fac, pentru că na, cam așa o să arate. Aș mai vrea să fac ceva. Eventual, aici e de lemn, ok. Ceva parcă aș mai vrea eu că, ce, să vedem puțin cum ar arăta oare așa. Cred că ar arăta mult mai ok, sincer. Sau? Ce ziceți? Dar nu, cred, nu, mai bine așa, mai bine așa. Mai bine așa, e mai normal așa, mai realistic, mai, da, mai omenește, bun. Da, bun, și pe aici pe jos ar trebui să pun, o să vreau să pun, nu știu, eventual ceva slaburi. Ia să vedem ce aș mai putea să fac din aceste stombrixuri. Ok. Așa, mai pot face ceva? Nu, nu, nu. Și atunci dacă puneam două, nu, nu merge, am înțeles. Atunci hai să punem, să măcar să facem și podeaua, bineînțeles. Lopata aici. O să sparg oricum o camera, bineînțeles, pentru că nu vreau să stau să fac tot în acest episod, pentru că vreau să mă duc puțin și în sat, vereșanilor. Aici, aulu, am înțeles. Aici aș vrea să pun neapărat chestii de genul. Uite așa. Arate frumos. Ușile s-au spart, dar asta e, o să le punem la loc, bineînțeles. Nu mi s-a arătat să le pun. Văd că mai punem și greșit dirt. Ok, hai să vedem cât de repede se sparge obsidian acum. Vă sincer, se sparge destul de repede, repede, e bine. Mă rog, repede, între sincer. Totuși nu chiar bine. Bun, hai să vedem. Aparent sunt cam îndemânatic astăzi, dar am făcut foarte, foarte multe chestii. A fost un episod foarte special și o să încerc ca toate episoadele să fie speciale din lumea Vereșanului, bineînțeles. Pentru a face multe chestii interesante și sper să... Na, poate să punem și arta la download, acum sper să iasă cât de cât ok. Bineînțeles. Mai am level 17, o să încerc să mai fac și level of camera, bineînțeles, ca să putem să ne enchantăm armura data viitoare, în episodul următor, la începutul episodului următor, bineînțeles, să facem și noi chestii mai frumoase. Uite ce frumos sparge lopata asta, mamă, dar o să se ducă și va trebui să o repar. Oare, oricum mai am două diamante, deci na. O să vedem diamante, cred că în zona aia n-a fost deloc încotare de diamante și sper eu să găsesc ceva diamante. Ar fi chiar super tare, deși nu știu ce să zic, pentru că totuși, într-o zonă atât de mică, să fie atât de multe diamante, nu știu ce să zic. Dar am văzut foarte multe comentarii de genul care Andrei mai filmează lumea Vereșanului, că e super relaxant să vedem în timp ce joci. Într-adevăr, și eu, la episoadele mele, adică eu care le filmez, persoana care filmează episoadele să se uite la episoadele, e ceva normal, zic eu, dar na, într-un fel puțin dubios sau ciudat. Dar mie chiar puțin și pe mine mă relaxează și na, în timp ce uit la mine. Că altfel, dacă nu mi-ar plăcea mie, nu aș mai posta pe YouTube, adică na, e într-un fel logic. Hai să vedem. Aici am pus greșit, aparent, dar na. Înțeles? Bun, o să încerc să nu pun atât de greșit. O să încerc să caut și un program de editare, bineînțeles, să facem diferite gen speed-uri, să punem speed-uri în timp ce facem chestii și să nu stăm atât de mult. Că vedeți și voi, mai greșesc și pierdem timpul așa în acoda. Dar o să încerc să pun și repede, să construiesc și repede, măcar să terminăm podeaua, să vedem cum o să iasă. Mamă, dar chiar arată frumos. Ok. Iar a ieșit frumoasă construcția, adică nu glumesc, nu mă așteptam, sincer, având în vedere pentru că eu na, sunt un începător. Eu zic că e bine. Iar arată frumos, zic eu. Ok, ia să vedem. Bun. Ok, aici am pus greșit. Na, bun. Venim așa. Pentru un începător eu zic că e cât de cât ok. Ok, na, bun. Acum o să încerc cu gen, o să încerc să mă uit așa din când în când și pe internet să vedem cam ce construcție ar fi acolo. Aolo, râdem și glumim acum, dar nu prea cineva care se uite pe internet, sincer vă spun, adică nu mă prea, gen, la construcții, bineînțeles. Na, bun. Pe live stream-uri așa nu prea joc lumea Vereșanului pentru că, na, să nu vă plictisesc și chestii, pentru că dacă nu joc off-camera, nu prea ai ce să faci, din păcate, vedeți și voi, adică dacă nu stăteam off-camera, mai făceam eu chestiile ce... Dacă nu făceam rost de chestiile pe care le-am făcut pentru acest episod sau de care am făcut, am înțeles, spun și random.
Nu. Uită-te și tu, fratele meu, ce palezam. Ok, ia să vedem. Bun, se face și seară din câte observ, dar nu-i problemă. Hai că am terminat și podeaua. Bine apusul. Vedea, punem aici. Se schimbă radical vremea, voi vedeți? Sau timpul. Se face instant noapte. N-am găsit o corabie, frate, am tot căutat, dar n-am găsit, uite. Ai atât de nasol, mama, hai să ne culcăm rapid. Să punem și ușile la loc, bun, hai să ne culcăm, bun. Hai să vedem, mamă, chiar sunt curios să vedem cum arată, că na, acum e seară și nu prea am putut să văd. Hai să vedem și, nice, uite, acum mai prinde formă și casa asta, adică zic și eu. Uite ce frumos arată, intrăm în casă, frumos. Cochet, o să pun și partea asta și aici eu cred că o să fie camera împărțită. Adică în mijloc o să mai fie un... Hai, stai puțin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, am înțeles. Cred că o să fie 2 stâlpi de susținere. Mă rog, 2 uși aici o să fie. Ceva în genul ăsta, nu știu, vedem. Oricum, mare parte prinde formă casa. Eu zic, arată frumos, o să le punem și geamuri. Acum geamuri nu știu exact cum o să îi le pun. O să încerc să... Na, o să văd eu cum o să fac. Dar începutul eu zic că e promițător. Adică, na, chiar arată frumos. Dacă ne uităm. Și, na, o să mutăm toate chesturile. Ce am întâmplat, o să rămân afară. O să facem și, uite, ceva de genul. Bineînțeles, și aia ce îmi place foarte mult să fac. O mică cărare, bineînțeles, cu gărduleț, cu tot ce trebuie, adică, na. Uite, acces la chesturi, să zicem așa, uite ce frumos se vede. Nice, no, bun. Verjanilor, așa că de final o să mă duc în acel sat. Vreau să iau neapărat de aici emeraldele, să vedem ce mi-ar putea da acei săteni, bineînțeles. Uite, în partea aia cred că era satul. Mergem rapid, așa că de final de episod, pentru că nu vreau să țin foarte, foarte mult. În caz de avem probleme, avem sabia cu Sharpness 3, adică zic și eu. Uite, simt, dacă îi dăm mare bucată, ar trebui să fie critical, adică na, are Sharpness 3, fratele meu. Nici pe scară nu prin Sharpness 3, da, păi. Nu știu, am rămas surprins că mi-a dat Sharpness 3, adică m-am... Era mai... O, uite, văcuța asta, tu ce faci, văcuța, aici? Bună. Mai trebuie să găsim și trestie, Vereșanilor, că n-am și cu trestia asta am destul de prost. Mamă, deci deja sunt atât de fericit pentru că deja prinde forma. Mamă, dar tu se sparge repede, ce-i drept cu această lopată. Mamă, mi-a dat Fisher's Iteration Breaking 3, adică zic și eu. Dar bun, mamă, dar ce bate soarele. Dar bun, hai să dăm partea aia să fie, oare? Sper. Eu așa mi-aduc aminte, acum nu știu. Iar m-aș bucura. Nu e în partea asta, ba, în partea asta e, da. Mi-am adus aminte de ceva. Și erau câțiva săteni pe care nu i-am omorât, bineînțeles. Sper să-i mai găsesc, uite. Uite cum așteaptă, l-așteaptă pe Twizzler-ul. Nu știu cu 6 emeralde ce pot să fac eu, sincer. Dar, vedem, încercarea martinare. În asta am fost, după cum pare. Tu ce îmi dai? Tu dai emerald, am înțeles. Tu iarăși îmi dai emerald. Tu nu-mi ceri. Bă, fratele meu, vreau să... Tot ce ăsta emeralde, what the fuck? Dar mie, spuneți de puțin și cu emeraldele ce fac? Eu vreau să dau emeralde, noi am găsit odată un sătuc în care vreau să dai emeralde, uite, căl. What? Aici am fost, nu? Uite, frate, deci tot sunt dau, dar cu emeraldele ce pot face, adică, what? Hai. Îți distrug ușa. Uite, nu pot să dau clipele. Îl omor. Uite, ai prăpădit. Uite, trestie, e bine. Da, fratele meu, nu știu ce să zic, sincer. Adică, nu găsesc ideea care să îmi ceară emeralde. Știi, că am mai văzut, eu așa știu. Uite, toată lumea îmi dă. Adică, mă rog, nu cere emeralde. Uite. Nu știu, dubios rău. Că am găsit și că emeraldele ce să fac. Aia chestia, că nu prea am ce face. Uite, cere cărți. Aș vrea, de exemplu, invers. Nu știu, dubios rău. Foarte dubios, sincer. Uite, mâncare. Aici e cineva? Uite. Foarte dubios, sincer. O să-ți distrug gardul. Oh, hai să iau gardul. He, ce, bă, băiatule, fur gardul. Dacă nu-mi dați, aia fur. Fur de aici tot. Da, am nevoie, la casă. Am nevoie pentru casă. Asta ce-i, clay? Vine să mă bate? Ce face? S-a fuge, s-a speriat că fur. Am înțeles. Bun, hai să vedem ce să mai luăm noi de aici. Dacă mai găsim ceva gărduleț. Uite, așa să-l iau. Iau de aici, pentru că îmi trebuie. Și uite, și lemn, ce să mai iau de pe copaci? Când copaci sunt pentru design. Iau din acest sat, că nu m-a ajutat cu nimic satul. Sunt foarte supărat. Uite, să fac și eu chestia asta. Hai să vedem, uite, cu ce frumos se vede. Ca și un felinar și na. Se vede super ok. Ia să vedem cât avem.
24 avem. Bun, hai că imediat o să punem capăt episodului versiunilor. Poate să mă mai duc puțin în explorare. Data viitoare, sincer, cred că o să până data viitoare o să termin casa, să vedeți și voi cum arată, nu facem tot un episod. No, bun. Asta este, din păcate, singurul sat în care n-am găsit mai... n-am găsit bookshelf-uri la chestii. Mă miră faptul că n-am găsit, adică n-am. Să vedem puțin dacă mai găsim trestie, mamă, cred că deja filmul de 40 de minute, de 35 de minute, bun, cam ăsta a fost episodul Vereșanilor, eu o să mai stau off camera și o să încerc să caut trestie, bineînțeles, ca să mai pot face câteva cărți, ori să termin măcar în locul de încentare la chestiile, pentru că, na, dacă nu l-aș termina ar fi nasol, sau măcar să găsesc ca să pot să termin în episodul următor și apoi să ne continuăm încentare, poate mai găsim încentare, doamne, să fac și ceva, level, vedem. Eu o să termin și casa, sper să termin. Cam asta a fost episodul, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine, vă doresc o zi cât mai frumoasă tuturor în continuare și noi desigur ne vom auzi data viitoare. Ciao, respect maxim Vereșanilor și mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionarea acordată, apreciez foarte mult. Ciao!